La Teatrul pentru Copii și Tineret Căluțul de Mare din Constanța a avut loc aseară premiera spectacolului Vicleniile lui Scapin, o adaptare după opera lui Molière. În regia artistică a maestrului Lică Gherghilescu, spectacolul a reușit să recreeze atmosfera comediei de arte din secolul al XVII-lea. Și acum o să facem un mic exercițiu ca să vedem dacă veți fi bine, da? Deci fața hotărâtă, capul sus, privirea țintă. Perfect. Și acum, domnul meu, răspundeți-mi ca și cum i-ați răspunde tatălui dumneavoastră care se întoarce. Spectatorii au putut vedea pe actorii Adi Gheo, Emanuel Cristoiu, Daniel Minciună, Vlad Ianuș, dar și mulți alții într-o producție intens aplaudată și care a stârnit multe râsete. Scenografia spectacolului, semnată de Mihai Constantin Ranin, a completat perfect atmosfera piesei. Nu mai auzi ce s-a întâmplat în lipsa mea? Parcă m-au zis ceva. Ceva? O asemenea nenorocire? Da, un fiu care se însoară fără cuvintele părintelui său. Așa e, domnule, aveți dreptate, nu se face. Înaintea spectacolului, regizorul Lică Gherghilescu a vorbit despre bucuria de a readuce pe scenă o comedie clasică într-o formă modernă și atractivă. Un spectacol foarte, foarte îndrăgit de public. Un spectacol montat într-o manieră cu elemente de comedie de arte, pentru că tinerii noștri trebuie să învețe și despre comedie de arte, cu o scenografie în stil baroc, realizată de Mihai Constantin Ranin, și cu un joc la centrul noi aici, îl punem pe jocul actoricesc. În centrul poveștii se află Scapin, valetul ingenios, care printr-o serie de șiretlicuri își ajută prietenii să depășească situații complicate.